Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna show you some cheat proofs from Crawling Community. Today, bună dimineața, bună seara, bună ziua. Ce faceți, bă, sampiștilor? Nu v-am văzut de o căruță de vreme. Nu vă cum bine poate știți. Pac, pac, jap, jap. My channel. Înainte de a începe acest episod, vreau să mulțumesc abonaților, începând de la Crocobaur, Andrei Lefter, avem de asemenea și niște garoiași, număr de 34, care se văd pe lista asta puternică, care sunt poate unii la o lună, două luni, 5 luni, 18 luni, de exemplu, cum sunt aceștia, 37, 23, bine rău pe vechime acolo, băieți, și avem de asemenea și 82 de abonamente, 34. 4 de luni, ar ce se trăiți, ar ții, uite pe aici cu 2, 5 luni, o lună, bam, 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 bam. Cam zboară abonentele, băieți, faceți acolo și voi o donație puternică, 4 lei, mă, 4 lei, că unii și-au făcut și downgrade, că le-a plăcut, ce beneficii pune la dar vreun media. Vă pup, fratele vostru, vă pup, vă iubesc, alea, hai, pacea, vizoare plăcută. Binișor, pac, 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 s-a făcut un cala. Ultimul material de cheats review, așa că avem astăzi din nou cheats review și după cum se și poate bine vedea în bara de sus, astăzi avem foarte multe materiale de reacționat, inclusiv un jucător care, din ce am înțeles eu, a fost curat, a luat ban, dar a luat în bană, ceea ce este subiectul principal al acestui episod din, era zic, rundul 16, nu, cheats review. Așa, după cum bine v-am și poate spus, bine ați revenit la un nou episod din Cheats Review, alături de Peroni care sponsorizează acest episod de Cheats Review. Bun, avem dovezi o leacă mai outdated, deoarece am fost și eu puțin ocupat cu alte nebunii și de asta n-am și postat, dar vine episod de Cheats Review și mai am încă... de un episod, zic eu, dar depinde de voi ce statistici oferiți acestui material. Capitanul L este în prima dovadă, avem și povul său, dacă nu mă înșel, dovezi de la Naut, căruia îi mulțumesc pe această cale. Hai să nu mai stăm la palavră geală, ușor cu melodiile astea când luăm copyright. Jap. Nimic wow, a ratat un glonț. Acolo avea poziție bună. Deși mie nu prea îmi ies gloanțele în patru, dacă mă înțelegi pe mine. Mamă, ce hit de legal prevers. Așa, opa, ce era? Mama mia, ce era acolo? Ce era acolo, frate? Nabelea, mă. Am prins codatul, dar nu era capitanul lui, era Call Now for Show. For Show, Aline, se spune Show, nu Show. Că nu e Look Show de la Anglia, care by the way a pierdut finala Euro în această seară, noapte. Nu pot zic că sunt senzaționale până în momentul de față dovezile. Pe M4 mi se părea mie că se iacă o idee mai neobișnuit față de cum știu eu că e sistemul. Noi să fim sănătoși, sper că și voi să-ți bine asemenea. Intră glonțul ai digă 100%, zic eu. Da, mă, ce dracu, știam asta. Slăbuț acolo pe matului, îi dă digă-lul pe curțul scurt, 100.000. Doar uită-l, l-a așteptat să iasă. Opa, l-a văzut puțin, n-a tras. N-a belea ce hit i-a dat cu digă-lul, scânteia clasică pe care am văzut-o și în episodul 2. Apare pe bătrac totuși că parcă era o idee legit, dar vreau să mă uit. Glonțul ăsta este puțin cam pervers, zic eu așa. Glonțul ăsta puțin cam pervers, având în vedere poziția skin bonului. Că intră 100% predicție un KKK. Chivui dacă ratează glonțul.
aveți un Kagagagi voi, primul care scrie cuvântul emancipat și joacă pe Crowley, bineînțeles, are un KKK. N-a intrat nici al doilea, a intrat ăla. Băi, nu înțeleg gloanțele astea, bă, să mor. Deci, gloanțele astea la copac ai o textură suplimentară care, în teorie, ți acordă un cover. Că vedem că este cu roșu skin-ul, că asta e și ideea. Skin-ul este cu roșu. Când este cu roșu, în mod normal, are cover și nu este descoperit skin-ul. Este ca și cum pe un perete, după un obstacol. Da, na, a intrat. Ceea ce te face este să te duci cu gândul la silent. Când ești cu verde, înseamnă că ești într-o razie în care este permisă primirea de damage. Am luat și stun, a ratat glonțul, nu l-a ratat. Să spunem că pe asta poate o puneam și eu. Pe asta și eu în zilele bune o prindeam. Deci avem două glonțe mai suspecte până acum. Ha, încă un glonț pe roșu s-a dat. Ceea ce este interesant. Nu l-am văzut pe ăsta, zice să fie foarte bine. Vedem că este în verde aici. S-a tras glonțul, dar s-a tăiat un frame sau ce s-a întâmplat? Nu, era cu roșu când văd că s-a dus glonțul. Deci este un glonț suspect al treilea pe ziua de astăzi. Suficient pentru banare. Dacă jucătorul vine cu un POV favorabil pentru perspectiva lui, bineînțeles, poate să ia unban. Ceea ce îmi place foarte mult la mentalitatea asta de pe Crowley, cum se banează, compativ cu alte comunități unde se strâng dovezi de o lună de zile, de exemplu, pentru a bana pe cineva. Bă, te banăm pe 2-3 dovezi. Bă, tu dacă ai dovezile și sunt totul la locul lor, ia în ban. Chiar și repede. Nu stăm jumătate de lună să te banăm, să căutăm dovezi, să... Ai înțeles tu ideea. Ăsta îl prind și eu în zile bune, deși vedem acolo o scânteie care s-a cam dus ciudățel. Și în moment ce a ieșit scânteie, înseamnă că glonțul a fost în mod normal pe lângă, zic eu, la matematica mea cuantică pe care am făcut-o. Adică vedem că s-a înregistrat glonțul, trebuia să-i suprească mână, nu animația de glonț în podea. În stradă, Aline. O, oh, l-a ratat pe ăsta. Ăsta a fost ok. Deci avem 4 glanțe perverse. Repet, aici mafioții trebuie să te filmeze. E imposibil, n-ai cum. Dacă nu te filmezi, n-ai șanse la bani. Poți să iei și bani meritat. Dacă n-ai dovezi, degeaba mai faci. Și e o mentalitate sănătoasă din punctul meu de vedere. Aici, na, oaleleu, cum l-a prins pe ăsta să moară tanti Geta, că... Bă, Panaramo, ce faci, mă? Vrei să te uiți și tu la dovezi astea cum reconstituire, amban, request, rupe în codul, raportează dovadă, alea, ce sos astea, mă, nebunule, interdicții, pm, live-uri legendare. Păi ce faci, mă, nebunule, 4 lei, membru, ia-ți acum, ce mai stai? Bană, sfâna, bă, vă, dâz, dâz, brr, drr, dâz, șchibidip. Ha, bă, Scandal TV, ce faci, mă, ia-ți naibii 4 lei? Aoleo, mamă, nu mai zic, că după aia nu mai scumpere. Runda 16, runda 16, mă, nebunule. Haide, bag acolo 4 lei pe lună, bă, zgârcitule, să scadă mâna de la picior dacă nu dai acum 4 lei. L-a prins bine număr. Ia să vedem ce face asta. Bă, că știe joaca, că are un movement bun. Da, aici a fost faza la capitanul. Vedem și dovezile acestuia. Bun. Ușor cu cama. Așa. Ia să vedem cu ce se laudă. Un glonț ok. A primit damage din altă parte. Deci să spunem că a scăpat. Ia să-i pe asta, că asta eram curios. Aici mi s-a părut și mie că a secat foarte urât. Glonțul ăsta, 7 către 6, să zicem că poate printr-o propulsie intergalactică ar fi pe el și văd că a fost în pre-fire. Să spunem că a scăpat de păcatul ceresc făcut și aici mi s-a părut că a secat puțin jucător, dar vedem că a avut o poziție favorabilă pentru capitanul. Aici tot ok. Mm.
Ia să vedem glonțul ăsta, care a fost pe el sau ea. Totul în regulă până acum, chiar totul. Deci nu sunt singurul care sunt mort pe M4 la low. Ia. Ăsta e prima fază suspectă. Ia să vedem cum ne lăudăm cu ea. N-a tras, deși avea POV. S-a tras glunțul, s-a luat pe perete. Și aici avem o prima fază foarte interesantă. Și o să vă zic de ce. Aline a fost ținta pe el. Bă, haide să vă zic eu din cunoștințele mele sampistice. Primul glonț, cum este și în cazul acesta, se duce mereu pe punctul din mijloc. Noi dacă vedem, BMP se retrage din poziție și vedem care poziția chiar la nivelul gâtului și dacă se mișcă este peste umăr. Dacă stau eu să mă gândesc, dacă ești la gât, ești puțin peste umăr și fizic și pe joc. Vedem că s-a retras pentru că a ieșit din rază. S-a tras glonțul când marker deja pe jumătate. Ceea ce vine mă duce la gândul că bă, a fost puțin peste umăr glonțul, adică punctul din mijloc, adică în prealabil pe lângă caracter. Adică spune că ar fi o primă fază de sinet. Te încurcă puțin și efectul ăsta de sânge. Se termine, nu vă gândiți că ceva senzațional catapultice de-alea de rupt trăful două. De-alea să-ți intre un glonț. Ăla glonțul de un caca pe care ți l-am promis. Mereu la primul, la mereu, dar mereu la primul glonț îți intră cu ținta pe mijloc. Ca să țineți minte la mine dacă vă dă cineva o dovadă sau ceva, că vă minte. Glonțul 2 se schimbă puțin riculul. Deci dacă faci pauză, se resetează. Vedem că a făcut light-ul ăsta Sahara Malbara. Mamă, n-a glonțul ăsta. N-a glonțul ăsta. A fost bun, l-am văzut aici și am zis că mamă. Aici aceeași poveste, că ți-mi minte că e al doilea glonț periculos. Am văzut că a ieșit din perspectiva asta unde se putea prin gloanțe. Vă spuneam de un impediment pe care îl oferă câteodată un copac, cum este acest palmier în cazul de față. El îi spune numele, ceea ce înseamnă că este un obstacol. Și sunt fără convins de chestia asta. Da, ținta este pe el. Dar câteodată nu intră, bă, gloanțele să le ia naiba. Și mi-am spus mie, bă, Darcu, dacă ai cod, intră așa cu ținta pe lângă. Că ăsta se presupune că ar fi un glonț pe lângă. Eu acum nu pot să dau părerea decisiv să zic, da mă, este chiar cod. Că dacă mă întreb, e ciudat, asta pot zic. Adică sunt între un 50-50, sunt nehotărât. La primul glonț acolo, pe partea din lateral, la colțul scurt, sunt fer convins, 100 în 1000 că sunt setări mici. Nea Luchi Grăsanu n-a avut parte de o moarte, din păcate. Vedem și un glonț, ia să vedem, ăsta ar trebui să pară ok. Cum dracu s-a dus glonțul aici? Cum dracu s-a dus glonțul aici? Stai să-mi iau o gură din peronul ăsta, că apar, nu-mi iese la calcul. Chiar vin hateri, îi spune, bă, dragule, ne o treabă cu codurile, băi, ochelaristule, băi. Glonțul nu l-am înțeles. Era ciudat unde s-a dus glonțul, având în vedere că ținta nu s-a mișcat în X, de exemplu, pe o axă X, s-a mișcat pe XY. Chiar pe axa dreaptă este X. Ia să vedem aici cu ce ne convingem. Aici trebuie să fie glonțul pe el. Avem un glonț în linie. Ăsta a fost ok și ăsta la fel. Glonțul ăsta 7 cu 6 mă frapează puțin. A fost pe el. A fost pe Argus. Glonțul 2 la fel. Glonțul 3 mă interesează.
ești prinț atac, primul loc în top, să-mi iau banul. E 2005, în fele să dea din fete. Glonț complicat, glonț complicat ăsta. Să spui că poate e pe el, deși e foarte mult în afară. Intră glonțul ăsta, un glonț la 50 de încercări. Când mai încercam eu să fentez niște unban request-uri, cam atât am luat. Îmi lua între 20, 30, 40 de încercări să prind un glonț cu mijlocul în afara hitbox-ului, de precizat, cu mijlocul în afara hitbox-ului, că dacă mijlocul era pe aici, da, erau șansele foarte mari să-ți intre. Ăsta e un glonț complicat. Îți poate intra, dar e greu probabil să-ți intre toată. Al glonț care ți intră lângă textura copacului. Asta e ok. Ia. Deci a resetat. Mamă. Nu prea-mi dau bine seama de ăsta. Paint. O să râdeți de mine, într-adevăr, dar glonțul ăsta cam pare a fi puțin în textura asta când pleacă. Vreau să mă uit din nou la mișcarea corpului când revine din C. L-a dat din... N-a făcut slide. Și automat s-a resetat recall-ul pe 0. Dacă s-a resetat recall-ul pe 0, a intrat în țintă. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Pac, pac, dar glonțul este aici. A revenit din recall. Ținta e pe mijloc, vedem că este dunga asta care taie ținta în două, în X. Glonțul trebuie să intre aici, pentru că a revenit din recall. A tras un glonț, nu a nimerit. S-a dus pe C, a revenit din animație. Nu s-a mișcat stânga-dreapta, n-a făcut C slide, C shot. Tras de pe loc, unde recall-ul este 0. Aceeași poveste. Aici mi se par setări super mici. Și glonțul al treilea ar putea să intre pe mașină în spla copii, ar putea să intre la lejer. Un singur hit e intrat pe Ridu Max. Ăla n-a intrat, fii atent. Nu l-a omorât. Glonțul ăsta sunt foarte curios cum e, ia să vedem. Deci a intrat în mână, cum s-ar spune, și e în mână, într-adevăr, aici este o problemă de perspectivă. Deși s-a văzut glonțul pe dovada minului în partea de jos. Mă rog, aici spunem că este ok. Mi-e greu să dau un verdict momentan, chiar mi-e greu. Străzile mele arată așa cum trebuie să fiu. Păsaltă și câinii mei, by the way. Că când nu intră pe M4 în pozițiile astea. Aici a ținta pe el, pe ea, alea. Ia să vedem cum intră glonțul ăsta. Ăsta e de pe control tras. Asta a fost ușor. Sunt foarte sceptic cu ideea la glonța. Exact, uite, exact ce vorbea și Adminu. E puțin ieșit glonțul ăsta din Orient. Dacă era mijlocul, cam pe aici, erau șanse foarte mari să-ți intre. Îți intre și așa, nu zic nu, că poate mai intră, dar șanse foarte mici să-ți intre cu ținta pe mijloc în afara hitbox-ului, cu ținta de pe mijloc, cu punctul pe mijloc. Ați voi ideea, avem asta, perspectiva la final, o să vă zic. Aici, mă rog, știți deja răspunsul, dar eu nu știu dovezile. Și o să ne uităm pe dovada asta, care este POV, care este asta. Ia să vedem, asta e reclamație. Ok, nimic senzațional, un glonț, n-am mai nimic altceva. Ca la bătaie, imediat. Pentru că nimeni niciodată nu
Hai mă băieți, vă bate și voi sau? Da, a luat bătaie. A luat bătaie din nou. Nu, să spunem că ratează și, da, foarte puțin, dar mă rog, trebuie să ratezi pistolul ăsta. Pe M4 văd că nu e ceva senzațional, a luat foc, a prins un eagle din mers. Wow, ce grea a fost asta. Aici a jucat o prost ăsta din Grove. Poate să doar cu un 1v1, ia să vedem. Și prinde și motorul glonț. L-a salvat stâlpul, dar n-a credat pe lângă. Bravo Ciupile, ai bănat singur pe ăsta. Ok, frumos. Vreo două dovezi mi-au atras atenția, să spun așa. Glonț foarte urât pe lângă aici. Deci are vreo 3 glanțe urâte. Aici o să terminăm foarte scurt pentru că nu a avut dovezile. Am șters filmările. Vrăjeală, niciodată în viața asta nu se întâmple să joci pe un server în care știi că bă, că trebuie dovezi și tu să spui că bă, nu trebuie. Aici dăm verdictul pe loc. Că e un ban meritat pentru că n-a dus dovezi oricum, deci ascunde 100% ceva, nu? Mai exact acum șterzi, nu mai există, sincer. Nu mai există că am șters filmările, că nu am mers netul, că nu știu ce. Foarte puțin probabil, ești mafiu de ani de zile. S-a mai întâmplat în 2015, 16, 17. Foarte probabil în 2018, 19. În 2024 toată lumea trebuie să se filmeze și este o lege care trebuie dată. N-ai dovezi, baftă, ceau. Și acum cu subiectul principal în acest video, deși și banul capitanul mi se pare foarte... Nu e capitanul de pe serverul meu, ca să știți, de pe comunitate. Nu este partenerul meu. E capitanul LL, care are banul la activ, dacă nu mă înșel, în istoricul său. O am și eu, bineînțeles, nu vreau să-l denigrez sau ceva. Că și Adrian are banul la istoric. Pac. Ușor, fă și pagat în altă zi, Aldrine. Și atât acordul să filmăm chestia asta, ca să știți, e un mare lucru din punctul meu de vedere. Vedem că-i bate băieții ăștia, hau hau mau mau, ok. Nimic senzațional până acum. Vreau să mă iau doată pe asta. Nu s-a înregistrat niciun glonț. Aici era ok. Ok. Mamă, îi bate pe ăștia să moară, dragi, ce... Mamăi, leleleu. Sunt curios de dovada asta. Pare periculoasă. Când ai scos 3-4 deja, pare puțin înflorită. Dar povul să unii se levează. Băia, deci ce trage cu M4? Ratează, glunț relativ aproape, nu și ușor. Pic SS, condoleanțe că ai renunțat la liderul pe zi. Foarte dezamăgitoare performanță, da? Vedem că face bugul ăla cu slide. Hit-ul de Deagle mă interesează aici. A fost din distanță scurtă. Bă, că ratează destul de des. Ok, distanță scurtă, movement bun. I-am învățat și pe stampiști ăștia samp, bineînțeles că dacă sunt stampiști. A puțină curățenie. Mamă, cu ce e filmat, frate, cu telefonul? Mă bat dovezile astea, să moară ce-am pe casă. Are ped de la TB Bugged. N-am știu ce ped au ăștia. Da, sunt puțin străini de dovezile astea. Erau foarte bune dovezi din speca lui... din perspectiva în care era filmat capitanul. Astea sunt bune că sunt la grămadă, se adună multe faze. Ia să vedem, fotomodel și shit. Avem 3 minute să ne uităm la dovezile sale. Ușor, tati. Un glonț
țac, frumos, a fost ochiometric pe el. Și ăsta la fel. Ușoră și asta. Light foot-ul face foarte bine. Super ok și asta. Asta e faza în care a scos vreo 3 parcă consecutiv, deci sunt foarte curios cu privirile aia. A ratat un glonț realizabil. Avem primul glonț Panorama astăzi, nu neapărat și prost. Vedem care markerul pus pe caracter. Și a fost tras glonțul imediat. Deci în perspectiva asta e un ung realizabil. E un ung realizabil. A arata hitul ăla, care era în recul secundar. A luat heal-ul. L-a nimerit low HP, super ok. Da, ok. Ușor. Mama mea, ia să ne ultimul glonț că l-apare pervers. Ce curățenie, băi, ești nebun la cap. A luat aspirator. Mamă, unde a fost glonțul ăla? Ia să vedem. Oricum, recul-ul luase razna acolo. E un glonț... E asta așa, mă, că normal par legit ăsta, dar e puțin cam haumieuresc ăsta. Glonțul a fost aici. Îmi dăm eu click-ul. Să fug glonț în linie, dreapta spre stânga. Hit-ul intră în cap. E un glonț cu personalitate, l-aș numi. E realizabil, având în vedere că a plecat în pre-fire din hitbox și ținta s-a mărit. E posibil să intre în cap. E primul glonț mai pervers, dar e realizabil, pentru că după ce trage oricum foarte multe gloanțe, cum a fost și în cazul respectiv, ridiculul poate să aibă o expandare mai extinsă. Și vedem că și ratează spre des, adică e mai ok decât la capitan, până acum personal. Ok, pe asta am văzut-o din spec, nu mi-a dat ceva de suspectat. Aici a făcut la bu, cu g, cu m, cu f, cu g, cu m. Așa. Uite, glonț pe lângă care n-a intrat. Distanță relativ scurtă. Cu prefire în hitbox. No bun. Ok, și glonțul ăsta ratează un M4. E intrat, nu a intrat ăla, că a avut un singur hit. Astea sunt ok. Ratează, prinde distanțe foarte scurte, n-aici să-ți comenteze aici, ratează. Ok, i-a furat lista, dă-te în puii mei. Aici a făcut ciorbă de M4. Direct. Le-a pus și ăsta într-o rezoluție diferită. Glonț ratat, ușor. Dar joacă bine. Oricât de mult i-am dat eu hei la băiatul ăsta pentru caracterul său la un moment dat, a de jucat, văd că joacă bine pe tac. Și la chestia asta, hands up și heads down. Ia să dăm un glonț. Cum să numim noi gloanțele astea, mă, tati? E un ung favorabil, da. Ok, și asta a primit damage în multe părți. How ușor. Cu spatele nu s-a pierdut, asta e ușor. Trage foarte bine pe distanțe scurte. Foarte bine pe distanțe scurte. Jab! Cred că e plamanele. Jab. Ia să vedem ce părere are despre materialul ăsta. Să știu dacă îmi pierd vremea 1 minut 20 din viață sau nu. Că până acum mi-am pierdut timpul din viață pentru nimic. Are un mod pe oricum frumușel, cred că o să îl fur și eu. Așa, bam bam, nimic special la nici aici. Jab. Glonțul din prima de obicei intră, de obicei, după cum am explicat,
are ținta pe punctul fix, ar trebui să intre. Și a avut și ținta acolo, adică a fost ok. Mai ales că sunt din rapiditate trase. Glonțul ăsta mă interesează puțin, Adeline, și te lăsăm în pace. Japonia, care a bătut Spania la mondiale în 2022. Bun, povul este incomod, doar că văd aici că a fost pe țeavă în Free Fire. De aici pornește poziția inițială și când s-a tras glonțul, vedem, a tras puțin el în stânga caracterul, dar aici în mod normal glonțul a pe țeavă, cum a spune tata Kelton. Și vedem că e într-o zonă realizabilă. În 4 la low, cream că doar eu fac chestia asta. Glonț pe scurt, scurt. Alege bătaie. Bine, bravo. M4 să rămână low, bine. 3, 2, 1 și controlul. Mamă, dar ce trage, îi zăpăcește, bă! Îi zăpăcește. A avut răbdare să intre în ținta lui. Senzație, mă, ce vorbești? Are și live-urile penalistat, e tot ce trebuie. Așa sfătuiesc și o marea majoritate din mafioți să procedeze. Hai, tăticule, haide că... A ta? A, talent, ce să mai... Un singur glonț este suspect, adică ăsta. Oricum, dacă e cu codul sau nu, eu sunt de părere că nu e cu codul. E părerea mea personală, cel puțin. A tras multe gloanțe, încât... V-am explicat. Glonțul a plecat din hitbox. La capitan nu s-a întâmplat chestia asta. Glonțul ăsta n-a plecat din hitbox. Ăsta, glonț ciudat, a intrat pe aici. La Adrian a fost decât glonțul ăsta mai ciudat, dar este realizabil, cum sunt unele și la capitan, dar la capitan a fost 300% sau 4. La Adina a fost 1. La capitan, banul ar trebui să-i rămână personal, cred eu. Nici nu știu dacă i-a rămas banul sau ceva. Adrin, știu sigur că am ban și sunt de acord cu chestia asta. Mi s-a cerut o părere de la mai multe terțe să văd dacă sunt de acord cu decizia. Sunt de acord în ideea oricum în care e un glos realizabil. Dacă era ca la capitan, poate aveam un punct de vedere mai diferit, dar pentru un singur glonț mai ciudățel, totuși realizabil, este insuficient. Dar aici nu doar că e insuficient, este ok, adică nu a fost wow, senzațional, incredibil. Al doilea băiat e incontestabil, n-ai cum să spui. Ăla n-a pus dovezile, e gata, e salut, e baftă. Capitanul LL, nici nu știu cum se caută jucătorii pe serverul ăsta, să mor, caută un jucător. Haide, let's go, că trebuie să încheiem. Capitanul LL. Ăsta, level 16. Este... banat. Cița Aimbot, 26 iune. Da, deci am avut dreptate. Deci, l-ăsta i-a rămas banul. Sunt de acord cu el. Multe gloanțe pe setări minuscule. Pe setări minuscule, aveți grijă ce zic aici. Setări minuscule, cât ținta, de exemplu, cred că era range-ul, ceva în genul ăsta. Mici, cred că 5, 75, 5, 50, 7, 25, pe acolo, sunt foarte micuțe astea. Pe M4 mi se părea că poate pe range avea, dar nu și pe Hitchens. Dar pe Deagle 100% în mie avea la curțul scurt acolo și la două de pe deal. La Adrian a fost ok și la al doilea v-am spus, ăla n-are rost să vorbim. Care este punctul vostru de părere? Ce opinie aveți? Adică... Deci avem meritat și tot meritat, pentru că vorbim de sancțiune aici. Banat și unban. Eu sunt ok cu deciziile astea. Unii am niște insider-uri că, bă, e un glonț acolo pe lângă, pe care nu l-am văzut, l-am descoperit acum cu voi împreună. Bă, e cam pe lângă, că cam ciudat, că nu știu ce. Băiatul am văzut că trage bine, ce mai bine dintre toți oricum. Poate băiatul al doilea dintre aceea, dar ăla cred că 100% avea ceva, de n-a pus dovezile ca să-i vrăjeală. Eu o să vă las cu această ocazie, mersi foarte frumos pentru vizualizare. Nu uitați la 1000 de view-uri din nou pentru episodul acesta, apare următorul și tot așa. Eu mă Salin, vă foarte mulțumesc pentru prezența la această festivitate de premiere a codaților
și ne auzim cu următorul material. Aveți runda 16 pentru members only momentan și s-a încheiat sezonul Beach Season P cu comunitatea Dark Moon Anarchy. Vă foarte mulțumesc, dați like, subscribe, share pe Facebook, pe Twitter, alea și hai, pa, ceau!